excelent ar trebui să funcționeze pentru cei care s-au născut în zodia Taurului, casa a 11-a prieteniei și a tuturor relațiilor bazate pe scopuri comune, interese care presupun solidaritate, cooperare și, într-o oarecare măsură, implicare în activități care nu reprezintă neapărat o chestiune personală, ci mai ales o chestiune comună, publică sau oficială. În această logică de idei, ziua de 1 martie trebuie să funcționeze ca un reper și poate să fie luată ca un criteriu de referință, pentru că tot ceea ce se va întâmpla fie în acea zi, fie într-un răstimp care reprezintă un grad de toleranță firesc, înainte și după de aproximativ 24 de ore, să aibă valoarea unui simbol sau al unui avertisment pentru tot ceea ce presupune o desfășurare de relații, de gânduri, de intenții sau chiar de concretizări ale unor ipostaze ce au fost reținute în forul interior de către acești nativi. Multe scopuri sau dorințe ale acestor nativi pot să își găsească o rațiune de a fi tocmai prin acest culoar de activitate socială, de cooperare umană, de solidaritate, poate chiar și de simpatie, dar aceasta nu este o condiție. Ea cel mult poate ușura dialogul, netezi relația în sine, activitatea concretă, sau poate să dea o notă de entuziasm în direcția unei fidelizări, omul să îi se dedice acelui scop cu trup și suflet. Săptămâna care vine se mai creează niște aspecte, tot la grad perfect, și anume chiar faza de lună nouă de care vorbeam adineauri se realizează la gradul 10 în Pești, într-o relație de trigonocrație cu Jupiter la 10 grade Rac, două semne de apă, ceea ce înseamnă că această fază de lună nouă poate să le aducă lor excelente capacități de comunicare, schimb de idei sau posibilitate de a fi priviți cu simpatie, cu încredere, cu admirație, de a fi înțeleși, ori de a stârni în alte persoane sentimente de filantropie, de generozitate, în așa fel încât aceia să se simtă la un moment dat de-a dreptul obligați să-i ajute pe nativii din zodia Taurului. Rămâne în continuare valabilă o ipostază critică însă, construită tot la grad perfect, de data aceasta între Uranus și Jupiter, de aici o serie de ostilități sau blocaje care sunt de nedeslușit și de neînțeles ori de câte ori apar în acest context de către cei născuți în zodia Taurului. Nu înțeleg de ce o anume persoană se opune, nu înțeleg de ce un anume segment de viață nu reușește să fie reparat, de ce multe demersuri se blochează. Un alt element bun al săptămânii viitoare pentru acești nativi este intrarea planetei Mercur în mișcare directă. Revenirea la mersul normal de la gradul 18 vărsător în casa a 10-a presupune o perioadă care le este favorabilă, pentru că le permite iarăși dialog, schimb de idei, dar și exprimare liberă sau afirmare, ori chiar o dorință imperioasă de pionierat. Aceștia vor să dovedească fie că sunt în stare să provoace niște evenimente, că sunt în stare să le controleze, să le conducă, să le finalizeze, să ridice nivelul de muncă sau nivelul de performanță într-un domeniu în care activează, chiar dacă până nu de mult nu erau luați în calcul ca niște persoane demne de încredere. Doresc să fac această demonstrație fie de forță, de capacitate sau de virtuozitate, în ideea în care doresc să strângă nu aplauze, ci încredere și, la un moment dat, de ce nu, un alt plasament al forței de muncă, al capacității intelectuale sau al unui talent pe care îl au insuficient valorificat până acum.